Pe bune, nu credeți că s-a depășit așa și o limită fizică? Hă? E deja o chestiune stomacală, dacă vreți. Adică mai au să se mozolească în public ca adolescenții. O să-i vezi noaptea la colțul înaltei curți, între două arestări, cum se caută printre măsele. Și domnul Traian Băsescu mai are și talentul ăsta de a prezenta totul ca pe o situație normală. A, da, he, noi ne sunăm, ne vizităm, da. Suntem doi oameni civilizați într-o lume civilizată. De un bun simț ceva de speriat. Ne întâlnim doar în fața avocaților ca să nu ne iasă vorbe. Alo, alo, băi nene, ai uitat, nu suntem cretini. Cel puțin vreo 7,5 milioane dintre noi. Vă spun ca să nu fie niciun dubiu în toată perioada asta, de când este foarte greu, să știți că sunt unul dintre cei care vorbesc cu ea în fiecare zi, mă duc la ea în arest, acolo la ea acasă. Am fost la doamna Udrea acasă, am nimerit în arestul la domiciliu, am nimerit când erau avocații, asta e. Încerc să mă convin că n-am abandonat-o. Că foarte mulți au spus, am văzut și aseară, s-a dus la film în timp ce Elena Udrea... E foarte tare asta cu, din întâmplare era cu avocații. Adică ce mă, te-ai dus așa la plezneală? Te plimbai pe la Băneasa și ai zis, ia mă, ce-o face Nuțica? O fi acasă? Acasă? Unde naiba să fie? Că era în arest la domiciliu, nu? A, și ci că încerca să o convingă, mă, că n-a abandonat-o. Așa, zi de zi, la telefon, apoi în vizită la ea, da. Dar bă, că e greu de convins. Chiar pare doamna Udrea o femeie care se lasă greu. Convinsă, vreau să zic. Eu sunt femeie. Am nevoie de adevăr. De realitate. Acum mă gândesc că dacă tot erați acolo, cu avocați, cu tot ce trebuie, n-ați vorbit un pic și de dosare? A? Haideți, domne, spuneți-ne și nouă. Sau o să apăreți într-o altă emisiune la fel de Ghiocel și o să spuneți așa, senin. Păi eu am discutat cu doamna Udrea, ce să spună, ca să n-ajung și eu pe la DNA, sunteți nebuni?